În noaptea de joi spre vineri, lucrători din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului au observat în Valea Vișeului mai mulți bărbați care transportau colete voluminoase spre interiorul țării. Polițiștii de frontieră au vrut să-i oprească, însă cei în cauză au abandonat coletele și au fugit spre teritoriul ucrainean. Polițiștii de frontieră au tras și două focuri de avertisment, însă contrabandiștii au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se în not pe teritoriul statului vecin. În urma cercetării zonei au fost descoperite 8 colete care conțineau 4.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 46.800 de lei și polițiștii de frontieră de la SPF Sighetul Marmației au descoperit în apropierea graniței 2 colete care conțineau 1.400 de pachete cu țigări ucrainene. În cauză se fac cercetări.